Bine ați revenit la Punguro. acest telefon este Realme 12 Pro Plus și nu mă mai satur de spatele său. Acoperit cu piele vegană, pe albastru și cu modul foto inspirat de ceasornie elvețiană, nu vezi așa ceva în fiecare zi. Realme a colaborat cu doi oameni importanți aici. Îl avem pe Olivier Saveo, care a creat modulul ăsta, care face niște ape foarte interesante în lumină, plus Claudio Miranda, care a pus acele filtre inspirate de Hollywood în interfața camerei. Acela este cineast. Eu sunt cinefil, cum zisem eronat în unboxing. Revenind, am luat telefonul ăsta în Grecia, i-am testat camera periscop, ceva rar pe telefoane mid-range și am niște mostre foarte interesante să vă arăt. De asemenea, este telefonul cel mai calificat pentru un weekend și mai mult de Netflix binging în continuu. Smartphone mid-range cu procesor Snapdragon 7S Gen 2 cu baterie mare, cu încărcare rapidă, camera periscop, difuzoare stereo și câte și mai câte, începe recenzia acum. Începem evident cu designul. Telefonul măsoară 8,8 mm în talie, mă rog, poate un pic mai mult prin acest modul fotoprotuberant și cântărește 196 de grame. În greutate destul de bine distribuită, nu simt telefonul ca fiind greu. În același timp aș spune că este aderent și manevrabil. Îl ajută pielea eco, vegană de pe spate. Asta e versiunea albastră, dar mai există și una bej și una roșie. Așa cum spuneam, spate acoperit cu piele vegană și cu modelul ăsta de cusătură sau fermoar, în vreme ce modulul foto e Asta e treabă interesantă. Este o colaborare între cei de la Realme și Olivier Saveo. Olivier Saveo este designerul celor de la Rolex, Piaget, Breitling și alți producători mari de ceasuri. Așa că inspirația vine din lumea ceasurilor de lux. Mie îmi plac apele pe care le face acest modul foto. Principiu, eleganță extra la nivel de flagship, deși am în mână un telefon mid-range. Așa cum spuneam, aderent datorită acestui spate acoperit cu piele, destul de solid construit și, ca de obicei, sticla curbată arată bine, dar nu știu cât de comodă e pentru gameri. Și un ecran cu muchi foarte înguste. Cam atât la capitolul design. Face o impresie bună, este un telefon cu siguranță elegant, dar în ziua de azi s-a polarizat părerea despre camerele foto mari și circulare, cum avem aici. Vorbim despre display acum. Avem de-a face cu un ecran AMOLED, nu se putea altfel, un ecran de 6.7 cu rezoluție de 2412 pe 1080 pixeli. Afișează un miliard de culori și are refresh rate de 120 Hz. Ajunge până la 950 de niți de luminozitate și are protecție preaplicată din fabrică. Apropo, avem și husă la pachet, am uitat să menționez. Și am uitat să menționez certificarea IP65, rezistă la praf și apă. Revenind totuși la ecran, muchile sale sunt extrem de înguste, raportul ecran-corp este unul de 90,4%. Acum mai să vedem cum stăm cu experiența de vizualizare pe acest panou AMOLED. Un ecran imersiv cu muchii înguste, un panou luminos și viu colorat, o paletă largă de culori, unghiul laș de vizualizare. De asemenea, stă bine la contrast, se descurcă în bătaia soarelui, rămânând perfect lizibil. Negru adânc, ca la orice AMOLED care se respectă, și acum știți ce vă arătăm, inevitabilul test cu luxmetrul. Test de luminozitate. Hai să vedem ce valoare am atins aici. E vorba despre 881 de lux. Am depășit chiar și flagship ca Galaxy S22+. Plus. Mai relevant e că am întrecut telefoane ca Oppo Reno 10 sau am depășit modele ca Nothing Phone 2 și OnePlus Nord 3. Sub Motorola aici 40 Neo, sub Redmi Note 12 Pro Plus 5G. De asemenea, putem tuna experiența vizuală de aici din zona de setări, avem opțiuni legate de luminozitate, avem și acest mod de culoare pentru ecran, view natural sau modurile pro, inclusiv cinematic, plus temperatura culorii din acea paletă. Există și eye comfort ca să vă protejați ochii, plus refresh rate, auto, 60Hz sau 120 pentru gamer și scrolleri pe Instagram sau TikTok. Trecând mai departe după acest ecran de calitate, ne oprim asupra lui AIDA64 care ne dezvoltă un procesor Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2. Unul dintre cele mai puternice procesoare midrange de la Qualcomm, nu de alta, dar nu mai face unele din seria 8 midrange, așa că ne rămân doar cele high-end din seria 7. Revenind, 7S Gen 2, 4 nanometri, 8-core, GPU Adreno 710, și mai găsim acest CPU și pe telefoane ca Redmi Note 13 Pro 5G și pe Poco X6. Avem norocul să primim și destul de mult RAM, 12GB, LPDDR4X, suplimentați din stocarea internă cu acea funcție din setări, RAM Expansion. Apropo de stocare, jumătate de tera disponibil aici, mă rog, 512GB, fără slot microSD, dar și fără probleme cu supraîncălzire, inclusiv în jocuri și da, am încercat câteva joculețe pe acest terminal și vă mai arăt ceva, am făcut și un test de throttling care e și bine, a pierdut doar 14% din performanța maximă în cele 15 minute de throttling, test de throttling. Vorbim evident și despre benchmark-uri, începem cu Antutu 10 în care suntem imediat deasupra lui Motorola Edge 40 Neo și Oppo Reno 10. Am depășit și un Moto G84, sub Nothing Phone 2A și sub Honor 90. În Geekbench 6, Multicore, stăm chiar bine, principalul rival este depășit, Redmi Note 13 Pro plus 5G a fost surclasat, dar și Nothing Phone 2A. Aici suntem sub Galaxy A54 și sub Huawei Nova 11 Pro. Gamerii o să aibă care per acest trademark wildlife extreme. Uite că aici am întrecut un Huawei Nova 11 Pro și pe motorul A40 Neo, dar ne aflăm sub Galaxy A54 și Nothing Phone 2A. Când vine vorba despre temperatură, stați liniștiți, nu e cazul de supraîncălzire. În benchmark-uri, spre exemplu, am atins 35,5 grade Celsius, în vreme ce în jocuri suntem la cota de 32,5. Nici urmă de supraîncălzire. Cât despre baterie, este o unitate de 5000 de mAh, care se încarcă la 67W. Avem încărcător în cutie și ni se promite că ajungem la 50% încărcare în 19 minute. Hai să vedem ce rezultate am atins noi. În primul rând, stă bine la binging, 27 de ore, 44 de minute de playback video în buclă. Este un scor excelent peste Nothing Phone 2, peste Honor Magic 6 Lite, peste cam toate telefoanele midrange. De fapt, cred că nu mai este niciun alt telefon midrange deasupra sa. Da, așa e, doar flagship-uri și un battery phone uriaș. Um, suntem sub Galaxy 24 uri și battery phone-uri, deci companie selectă. Apoi, utilizarea continuă, 16 ore, 10 minute. Iar, deloc rău, aici avem de-a face cu un telefon care bate uh, un Realme 11 Pro Plus, adică predecesorul, îl mai întrece și pe Vivo X80 Lite și pe Samsung Galaxy A34, sub Nothing Phone 2A și sub Vivo V23. Încărcarea, 43 de minute de la 0% la 100%, într-un sfert de ore ești la 45%, iar în 30 de minute la 79%. Plus, în zona de setări avem funcții de power saving, smart charge și altele de gen. Bun, acum hai să vorbim despre difuzoare. Experiența acustică este una stereo aici, avem un speaker jos și, de asemenea, unul sus chiar aici. Nu avem jack audio, dar avem tehnologie Dolby Atmos și ceva tuning. În principiu, niște moduri smart, movie, gaming și music. Apropo de music, hai să ascultăm niște muzică, mai bine zis, sample nostru clasic de test. Avem niște speakere destul de gălăgioase, mă rog, mai degrabă cel de jos decât cel de sus. Poate apărea distorsionarea la volum maxim, ținut pe la 70-80%, mi se pare că livrează un sunet mai clar. Basul a spune că este de nivel mediu, nu m-a dat pe spate. În altele sunt ok, dialogurile se aud ok în filme și jocuri. Deci, speakerul de jos duce greu, asta trebuie să rețineți. E ceva discrepanță între ele. Chitara se de crisp în piesele Nirvana, ascultate de mine. Și acum să vă arăt și niște rezultate atinse de aceste speakere. La testul cu sample acustic cu decibelmetrul, sus avem 75,6 decibeli, în vreme ce jos avem 85,2. N-am mai văzut de multă vreme așa o diferență între două speakere pe un singur telefon. Cu scorul de jos aflați că am depășit un Oppo Reno 10 și pe OnePlus Nord 3. Suntem sub Nothing Phone 2 și sub Motorola H40. Când vine vorba de gaming, 93,8 decibeli am atins, aici tindem spre un prag de 100, așa că mă așteptam la mai bine depășit Samsung Galaxy A34 și pe Redmi Note 12 Pro. Suntem sub Motorola Moto G54 și Redmi Note 13 Pro 5G. Acum o să vorbim despre camere și începem cu cea selfie de 32 de megapixel care filmează Full HD și redeschidere f2.4. În spate găsim o cameră triplă, a cărei vedetă este camera periscop. Camera telefoto periscop de 64 de megapixeli cu deschidere f1.8 phase detection autofocus și stabilizare optică. Zoom optic 3X, zoom digital 120X, dar prin ceva inginerie și tehnologie, zoomul 5X sau 6X livrează poze foarte clare. Senzorul principal este și vedetă, are 50 de megapixeli, deschidere f1.8, stabilizare optică și este un Sony IMX 890. Sună cunoscut deoarece l-am văzut pe OnePlus 12R, pe OnePlus 11, pe OnePlus Nord 3 și pe Asus ROG Phone 8 Pro. A treia cameră este cea de 8 megapixel, ultra wide, deschidere f2.2 și avem și un blitz dual tone dual LED. Filmare 4K 30. Acum, pe lângă colaborarea cu Olivier Saveo pentru designul modulului foto, Realme a avut și o colaborare cu Claudio Miranda. Este un cineast, da, știu că în unboxing-ul telefonului am spus că eu sunt cineast, am vrut să zic cinefil. Claudio Miranda este omul care s-a ocupat de vizualul de la Life of Pi, de la Benjamin Button cu Brad Pitt și de la Top Gun Maverick cu Tom Cruise. Și uite așa am primit și noi niște filtre inspirate de cele filme. Journey, Maverick și Memory, pe care le-am folosit în Grecia atunci când am fost la lansarea acestui telefon. Opțiunile abundă, dar cred că le știți de la alte telefoane Realme, de la High Resolution, la Time Lapse, trecând prin Slow Motion, Long Exposure și Dual View Video. Avem și Portrait, avem și captură video cu stabilizare ultra steady, dar și zona street în care poți umbla la distanța focală și această funcție de auto zoom care se duce automat pe obiectul pe care vrei să dai zoom. Și acum galeria foto care este înțesată de cadre. 336. Acestea sunt din Grecia, dar începem cu cele realizate de colegul Claudiu în zona în Parcul Drumul taberei. O zi înnorată și niște culori mai degrabă pragmatice și reci, așa cum îmi place mie să spun. Aici am început să testăm zoomul și ce am remarcat e că între praguri apare ceva noise și neclaritate. Pragurile fiind undeva pe la 3x, unde imaginea e clară, 5x și 6x, pe acolo arată bine. La 4x sau 7x lucrurile nu mai arată atât de bine. selfie sunt ok, în ideea că poți vedea riturile de pe frunte și ochii sunt expresivi, dar am văzut camere selfie mai bune în zona midrange, dacă e să fiu cu adevărat sincer. Uh, trecem mai departe acum, încă niște capturi. Fotografie cu camera principală. Cea ultra-white prinde un cadru mai larg, dar întunecă puțin uh, culorile. O zi norată, așa cum am spus. Vedeți aici neclaritatea? Asta înseamnă între praguri de zoom. Încă o serie de capturi. Hai să vedem ceva mai colorat. Ce remarcă la telefonul ăsta e că, în general, verdele arată ok, albastru în regulă, doar că uh, roșul poate părea puțin roz pe alocuri. Cel mai bun reper de culori este acest gard unde facem mereu fotografii. Culorile sunt uh, ok, sunt pragmatice, nu sunt de uh, don pop, cum ar zice englezul, nu sunt exagerat de vii, asta e ideea. Pe de altă parte, unii doresc asta, dar nu știu în social media dacă o, o să aibă la fel de multă uh, valoare, -o, un cadru așa mai întunecat, mai sobru. Din nou, o zi înnorată, opusul la ceea ce am prins în Grecia de altfel. Unde stă bine telefonul este la prim planuri, cu vegetație, Nu am simțit lipsa camerei macro datorită acestui lucru, dar și cu obiecte. Focalizare bună, textură ok. Încă niște cadre la distanță, nu sunt întâmplătoare, pentru că aici s-a făcut și un test de zoom dus la extrem, cu logo-ul Oșan. Lucrurile tin să arate bine până pe la 7 x dar ne-am dus departe de tot, ne-am dus chiar până la 100 sau 120x și funcția este utilă mai degrabă să le arăți prietenilor sau să vezi ce scrie pe un semne de circulație sau un indicator într-o localitate din afară, altfel n are rost să postez poza asta pentru că, vedeți, detaliile nu sunt cine știe ce. Bun, acestea fiind zise, comportament tipic de telefon mid-range, strălucește la prim planuri, culori mai degrabă cu minți și acum ne mutăm în Grecia pentru că am să vă arăt chestii. Aici am făcut fotografii boche, m-a decupat excelent față de fundal, deși vântul bătea și nu era prietenos cu părul meu. Când vine vorba de culori, fructele arată excelent aici și în special căpșunile astea din zona Sintagma în Atena, mi se pare că a ieșit fabulos. În general, la Food foto e un telefon care stă foarte bine. Și avem așa ceva destul de abundent aici. Iată un exemplu. Niște cochilii făcute din paste, umplute cu un soi de pulled pork, de fapt vițel. În vreme ce aici este un burger cu cartofi dulci. Stă bine la textură, detalii și aproape că poți simți cremozitatea acestui sos prin fotografie. Am fotografia și un cocktail, care zic că e și binișor, deși am avut nevoie de câteva încercări ca să obțin Textura dorită. Asta fiind cea de aici, a acestei citrice. Bun, evident că am și fotografii din Atena, și m-am jucat și cu filtrele. Dacă tot au pus filtre cinematografice, le-am aplicat pe rând la aceste coloane. S-a ajuns și la Acropole, evident. S-a fotografiat și pisici, nu la fel de multe ca în Istanbul, dar cu siguranță multe. Aici am testat zoomul. ul Ăsta este 1X, Ăsta este 3X. 5X și asta e pe la 6-7X cu rezultate încă impresionante. Și am ajuns și la uh, Partenon, evident, unde din nou am aplicat niște filtre. E tentația aceea de a-l face să pară ca cu multe mii de ani. Este cred că este filtrul Memory, așa mai galbui. În principiu l-am încercat pe toate în căutarea lucrului perfect. Cred că cel uh, Journey se potrivește cel mai bine. Ce spunem și de culori? Uneori roșul este bine, alteori, fiți atenți, roșu normal și un pic mai roz pe camera ultra white. Uite, asta căutam. Roșu normal, un pic mai deschis pe camera ultra white. Dar în general m-am mulțumit prin planurile, fotografiile culinare, dar și cele arhitecturale. Mă refer la textură, detalii, nuanțe, plus posibilitatea de a mă juca cu acele filtre cinematografice. Totuși, nu vă așteptați la rezultate de flagship atunci când aveți de fotografiat un întreg oraș. Detaliile nu o să fie atât de abundente. Mi se pare că senzorul IMX 890 nu livrează la fel cum a livrat pe flagship pentru că acolo avea un ISP superior, însuțit de un procesor superior. Rețineți, arhitectură, close-up, mâncare, arată bine, revenim la București, din păcate, și aici avem fotografii stradale în zona drumul taberei, nocturne de data asta. Își arată adevărata față mid-range și mă gândesc că e o idee bună să folosești night mode. Poza asta nu o poți pune în social media, dar asta da, dacă vrei să pui poze cu blocuri și cu spatele blocului. În general, sursele de lumină sunt un pic amplificate, nu generează acele raze de sori, dar sunt măricele. Zoomul este ok, să zicem, din nou, nu pot spune asta în social media, dar asta da. Văzută pe desktopul meu, această fotografie mi s-a părut un pic cam prea luminoasă. În general, sunt împotriva fotografiilor nocturne prea luminoase, pentru că trebuie să-și dea lumea seama că ai făcut poza aia în noaptea. Dacă o albești prea mult, o expui prea mult, ce rost mai are să imprimi atmosfera nocturnă? Cu Night Mode scoți la lumină foarte bine aceste filme luminoase sau le mai calmez puțin din aprinderea lor. Nu sunt cadre rele, nu mă înțelegeți greșit, dar își arată identitatea mid-range Uh, nu pot să spun că e ceva cu adevărat memorabil noaptea, decât poate ceea ce face Night Mode, și colo. Și de ce nu, poate și niște zoom testa pe această biserică din zona drumul taberei. Dar atenție la gradații, atenție la cele praguri. 3X, 5X, 6X, mi s-au părut cele mai bune. Am terminat cu fotografiile. Hai să vorbim și despre video, pentru că nu avem puține. Hai să începem cu o filmare selfie. Aș spune că este suficientă pentru TikTok, pretențiile nu sunt foarte mari. Dacă ai ceva de spus, nu mai contează mediul, ca să zic așa, dar am văzut un pic mai bine la alte telefoane mid-range. Mai departe, testul de culori. Mi se pare un pic mai vid decât la fotografiere. Asta ar fi o primă impresie. De asemenea, atunci când filmezi în Full HD, mi se pare că nivelul de detalii nu e la fel de impresionant cum am văzut la alte telefoane. Așa că mai bine rămâi la 4K. Stabilizarea în Full HD, pe de altă parte, mi se pare impecabilă. Dacă vrei 4K. Trecem imediat la Atena, unde avem aceste mostre. Dar o să vedeți pierderea din stabilizare, se simte acel efect, încercarea compensării lipsei de stabilizare, trecând puțin de imagine. Detaliile sunt impresionante, totuși, și nu e singurul clip la care spun asta. Aici suntem la intrarea de la Acropole, vedem aici un teatru, seamănă cu arenele romane. Aici venea lumea să vadă piese de teatru, de ce nu și concerte acum mii de ani. Uh, un verde satisfăcător, nu e supraexpus, este o nuanță realistă, așa cum am perceput și noi, dar mie îmi plac detaliile aici. Asta mi se pare cel mai tare lucru. Nu aș spune că este chiar la nivel de flagship, dar un 85% la nivel de flagship este acolo. Bun, hai să vedem și alte cadre. Uh, am testat și focalizarea. Rapidă și precisă. Și de asemenea, zoomul. Aici nu mai sunt atât de impresionat. Se face destul de lent, această trecere și apare zgomotul mai rapid decât mă așteptam. E drept, era o zi norată. Lucrurile arată bine, exact ca la foto, când atingi acel prag. Ați văzut mai devreme acel salt? Când ești la pragul predefinit de Realme, lucrurile sunt ok. Bun, asta a fost captur pe timp de zi. Dacă mai vreți și altele, avem o grămadă în recenzia text, care e mai detaliată. Rețineți stabilizare bună în Full HD, detalii mai bune în 4K, dar stabilizarea mai slabă acolo. Culori mai vii decât la foto, zoom ok, focalizare rapidă. Captura nocturnă își alată limitările de telefon mid-range. Ce este prezent în filmările astea nocturne este această serie de reflexii cu puncte verzi, care mi-a amintit de iPhone. iPhone-ul face treaba asta când pozezi. Am pozat recent un candelabru la teatrul Notara cu iPhone-ul meu și a obținut aceste puncte verzi. Am pozat și o catedrală în Barcelona cu un an cu un alt iPhone, la fel. Aici ce vedem pe foto la iPhone, vedem pe video la acest smartphone reflexii cu puncte versi. Altfel, culori decente, iluminare rezonabilă, halourile de lumină stradală o dimensiune mari, dar mă așteptam, aș spune că se comportă exact ca un mid-range cu limitările inevitabile. Am terminat cu camera. Din nou, mai multe detalii în recenzia text. Vorbim despre conectivitate. Evident, nu se putea să nu avem în ziua de azi 5G pe acest smartphone, Evident că avem și Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, pentru poziționare globală apare GPS, Glonass, Galileo, BDS, QZSS, pentru plăți avem NFC. Telefonul ăsta pune la bătaie și un port USB-C 2.0 în zona de jos. Nu avem emițător infraroșu. Ce avem în schimb sunt apeluri care se aud tare și clar și vreau să vă mai arăt cum stăm cu testele de conexiune, speed test Acestea sunt rezultatele atinse. Avem 125 mega secundă download în 5G și 79,2 mega secundă upload. În vreme ce la Wi-Fi 674 Mbps download, 789 Mbps upload. La capitolul software nu se să foarte mult deoarece în unboxing am insistat prea mult. Android 14 cu Realme UI 5.0 seamănă cu ce oferă Oppo prin ColorOS 14, în special când încep să te uiți aici. Treaba asta de aici o vezi și pe OnePlus-uri și pe Oppo-uri. Oppo la nivel de customizare a iconurilor. Evident, poți să umbli și la wallpaper, widget-uri, layout, tranziții și altele și evident că poți să uh, schimbi culorile preluându-le din poza de pe fundal. Mai este și treaba asta cu Always on Display și cu includerea chiar a feței tale sub formă de un emoji așa mai animat, mai 3D. Alte lucruri de menționat, păi, eu folosesc butoanele pentru navigare, dar puteți, puteți folosi gestul swipe, avem feed-ul ăsta de știri în stânga, pentru multitasking avem cu tot cu split screen, dar și un sidebar care aduce aplicații plutitoare pe ecran. Și poți muta aplicația unde dorești tu, suprapunând-o peste cele deja deschise în split screen. Alte lucruri? Păi hai să vedem. Avem acest phone manager care administrează resursele, scanează de virus, curăță stocarea, face protecția plăților. Apoi avem funcții speciale aici. Asta e zona de conectivitate. Asta e zona de securitate. Avem cititor de amprente optic în ecran, care este rapid și precis. Funcții speciale. Smart Suggestions este inspirată de iOS, unde ai întotdeauna la îndemână comanda ta de Bolt Food, de Uber sau Uber Eats sau de Bolt și o să țină acea zonă a aplicației sus pe ecran și la îndemână, când ai nevoie de ea. Apoi avem Split View, adică, evident, Split Screen-ul, care împarte ecranul în două, Quick Launch, este acel moment când faci swipe în sus de la cititorul de amprente și ai niște shortcut la aplicații utile. Mod de utilizare pentru copii și simplu mod pentru cei începători în are telefonelor. Realme Lab, aici poți să-ți iei pulsul folosind cititorul de amprente. Am făcut treaba asta în unboxing, nu o să mai insist. Să zicem că e rezonabil de precis și conectezi o pereche de căști pe fir și un Bluetooth simultan. Apoi, în zona About Device, poți să mai adaugi RAM de la 12GB, ajungi la 24 extrași din stocare. Alte lucruri. Păi. Până și gamerii primesc ceva, este vorba despre aplicația Games. Aici avem așa recomandări de jocuri, fiecare joc cu profilul său, poți să faci capturi de ecran, foto sau video, și ai administrarea de resurse prin game frame, poți să crești framerate-ul și, și vibrații 4D pentru un feedback deosebit. Destul de multe aplicații pe aici, unele instalate de noi, altele preinstalate, precum TikTok, precum Spotify, precum Facebook, avem și Zen Space dacă vrei să te relaxezi și deconectezi. Simt că am cam terminat cu aspectul software și e cazul să vorbim despre verdict. La capitolul aspecte pro avem o cameră periscop pe un telefon midrange, nu vezi asta în fiecare zi, un design foarte arlatos cu piele vegană și camera inspirată de ceasul Rolex, apoi o autonomie excelentă a bateriei, în special la modul de playback video, un ecran luminos și plăcut la capitolul culori, procesor destul de puternic, aș spune, nu am multe să-i reproșez, certificare IP, evident, se descurcă la close-up-uri, și capturează filmări 4K destul de detaliate. Nici culorile nu sunt rele și mi-a plăcut cel mai mult zoomul 5X sau 6X în Grecia. La capitolul neajunsuri nu are slot microSD. Aș spune că noaptea nu a livrat pe măsura așteptărilor, mai ales la video. Apoi selfie-urile nu m-au dat pe spate în mod deosebit. Se încarcă mai lent decât predecesorul. Iar pragurile între nivelurile de zoom de performează generează cadre cu zgomot. Apropo de zgomot, difuzorile sunt destul de gălegioase la volum maxim, țineți-le pe la 70%. Bun, cam atât despre telefonul ăsta Realme 12 Pro Plus 5G. E un telefon de călătorie, cel puțin eu am călătorit cu el și a făcut treaba. Îl veți cumpăra pentru design, apoi pentru baterie, care ține un weekend de Netflix și vă mai rămâne energie, pentru zoomul 6X și apoi pentru fotografii culinare. Acestea sunt lucrurile la care se descurcă. Design, Netflix, Zoom 6X fotografii culinare. Trebuie să vă decideți dacă aveți nevoie de asta în viețile voastre, altfel și la jocuri stă bine. Nu se supraîncălzește, nu are throttling, deci este un mid-ranger destul de complet, complet. Cu anumite, am zis, sincope la selfie, la filmare nocturnă și alte câteva. Senzorul de aici, IMX 890, e unul destul de celebru, reputat, văzut pe flagship-uri, dar nu este la capacitatea maximă, neavând un ISP alături de un procesor a nivel de flagship Și totuși, ca telefon de călătorie sau de city break îl Recomand Cam atât la Mobilissimo, la revedere!